Я тут попала. Bună dimineața, astăzi este 5 april. Îți mulțumesc frumos pentru vizualizare, pentru like și pentru comentariu. Dacă ești nou pe aici, numele meu este Cristina, am 39 de ani jumate, sunt mama a 4 copii și împreună cu soțul meu indian locuim în Germania. Dacă îți plac videoclipurile noastre, nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul ca să primești notificări de fiecare dată când postez. Soțul meu a spus, te rog, du-te la ora 11 după Ecăm. Soțul meu a plecat la lucru, Ecăm este la grădiniță, eu îmi pachetez haine și la 11:30 trebuie să o iau de la grădiniță. Dar vreau să merg mai repede de 11:30 pentru că astăzi Ecăm a plâns când am lăsat-o și aș vrea să merg la 11:15 să fiu acolo. 15, cred că la 11:10 plec de acasă. Am stat tot cu stres de când am plecat de la grădiniță, pentru că când o las plângând, nu-mi place deloc. Ieri am fost la fizioterapie, am iarăși programare la ora 2, trebuie să merg împreună cu Ecăm și i-am spus la doamna de la fizioterapie dacă pot să merg împreună cu fetița, pentru că nu pot să o las acasă. Și a spus că da, liniștită. Astăzi trebuie să vină și să ne schimbe geamul, abia aștept, pentru că cu mult timp în urmă unii dintre voi știți că mi s-a stricat geamul și trebuie schimbat. Am terminat hainele de împachetat. Acum să le pun la locul lor în dulap și merg să o iau pe Ecăm. Dar mai am și haine de întins, mai am și haine în mașina de spălat, dar o să le pun la uscat după ce mă întorc înapoi de la grădiniță. Gata, am plecat. Este ora 11. Eu merg să o iau pe Ecăm de la grădiniță. După care venim acasă și apoi o să mergem la fizioterapie. A plâns azi dimineață foarte tare când am plecat și mi-este atât de greu să o las acolo când știu că plânge. Îmi dă așa un stres continuu. Mă face să mă gândesc tot timpul că poate plânge, poate plânge, poate și acum plânge, poate și acum plânge. Dar un pic așa de speranță am că după ce plec, la un moment dat se liniștește și nu mai plânge. Ieri când am ajuns, tot așa, când am plecat, o plâns, dar după ce am ajuns, nu am mai plâns. Cum a fost astăzi la grădi? Cu teacher. Cu teacher? Da. Și cu copiii? A fost frumos? Da. Ai cântat? Da. Ai cântat? Acum mergem acasă. I'll teach him the bath. Yes. So nice. Tomorrow we come again. Nu? Tomorrow, mâine venim din nou la grădiniță și cântăm și ne jucăm cu copii, cu teacher. Tomorrow we come again to play with children and teacher and we singing. Ți-a fost atât de tare, așa-i? N-ai băut deloc apă astăzi, așa-i? Mergem. Acum mergem acasă și mâine venim din nou. Yes! Stă, mami, ți-am adus Smarties. Smarties ți-am adus. Da! Da. Nu-i bobine. Stă, mami. Uite! Ce? Ce-a făzut? Un gândăcel. Gândăcel. Ecăm, povestim un pic cu lumea. Da. Cu oamenii de pe YouTube, cu prietenii noștri. Da? Uite! Ha? Unde s-a dus? S-a dus acasă, la ea. A. Gândăcelul. Hai să povestim un pic. Nu. Hai da. Nu. Ok. Când am ajuns la Ecăm, a fost totul bine. Iar m-am bucurat că mi-a spus
educatoarele. Păi că m-a plâns doar atunci azi dimineață, după care s-a liniștit, s-a jucat, a făcut și pipi la toaletă, s-a jucat și afară. Mă bucur că a fost totul bine. Să văd, sper să reușim să facem o salată de vinete, pentru că am vinetele coapte deja. Trebuie doar să le curăț și să le pun să se scurgă, că mai apoi pe la 2 am programare la fizioterapie și pe la 1:50 cam așa plec de acasă, ca la 2 să fiu la programare. Ce ai zis? Papa e la lucru. Ne întâlnim cu papa când mergem la fizioterapie, mergem pe la el, ok? Ok. He? Și zicem să-ți dea Acadia, ok? Ca să stai tu acolo cu minte la fizioterapie cu mami. Îți aduce papa Candy. Nu, am scăpat de acum, așa că a trebuit să venim să ne întâlnim acum cu papa. Candy. Stai să te sfacă, mami. Du-te. Papa se chinuie să desfacă cadeaua. Unde te uiți? E foarte cald, i-am dat geaca jos. Uite. Cum spui? Cum spui? Spune thank you, papa. Thank you, papa. Ok, come, come, we go. Bye, come. Bye. Hai să mergem acasă. Da, tramvaiul. Gata, vă lăsăm. Ne auzim curând. Intrăm acasă acum. Am fost la fizioterapie pentru mine și nu am mai apucat să fac toată fizioterapia pentru că Eca m-a dat cu capul de colțul geamului și încă îi sângerează. Asta s-a întâmplat acum o oră. N-am mai apucat să gat fizioterapia și am și venit cu ea la spital, la urgență. Pentru că eu sunt o fricoasă ca de fiecare dată. Când am văzut-o că îi curge sânge, am început să tremur toată. E că vrea să meargă acolo să se joace, dar n-am lăsat-o că sunt să zvenguiască atât dacă îi sângerează un pic. Gata, am terminat la doctor. A spus că se vede ca și cum este doar la suprafață lovit, nu este adâncă lovitura. Cum ai? Am ajuns să te duc. Eca? Am ajuns să cum ești? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit astăzi? Zi de la început, ce ai pățit astăzi? S-a lovit de geam. Te-a lovit de geam? Da. Nu știu unde te-ai lovit. Hai să vadă mami cum o curăță. Nu pune mâna, nu atinge acolo. O dat ei cu dezinfectant, a curățat acolo zona. Mi-a spus doctorul să fiu atentă în astea 48 de ore. Dacă e că vomită sau e foarte somnoroasă sau o doare foarte tare sau dacă amețește, atunci trebuie să vin să se interneze la spital. Iar dacă totul este ok, atunci luni să mergem doar la control la medicul pediatru. Acum noi mergem acasă.
Astăzi am pus cu soțul meu, înainte să meargă la lucru dimineață, pus aici becuri, tot așa solare, doar că nu a apucat să pună și acest fir. O să-l pună mâine. L-a pus aici în pământ deocamdată, dar vreau să-l pună aici undeva. Și cred că să-l mute și pe acesta tot aici. Wow, ce frumos a înflorit pomul! Darius a plecat să ducă gunoiul. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pe curând. Bye, bye!